Turab și vin din orașul Mărășești. Provin dintr-o familie de rudari cu meșteșug tradițional și doresc să duc această tradiție mai departe. Practic, cu ce se ocupă? Practic, cu prelucrarea lemnului pentru uzul casnic. Mai exact, producem linguri și alte obiecte de uz casnic, mai special pentru bucătărie. De la cine ați învățat? Am învățat de la bunicul meu, care din păcate nu mai este, Marin Durac pe nume, și de la bunica. Cam de la ce vârstă ați început să cochetați? De la vârsta de 16 ani am început să lucrez. Până la 16 ani nu prea am avut voie să intru în atelier, să spun așa. Din ce motiv? Pentru că lucrăm cu obiecte foarte ascuțite și era periculos. Iar tata s-a axat mai mult pe învățătură, pe carte. Bun, până la vârsta de 16 ani, cam care au fost activitățile dumneavoastră? Am colaborat într-o perioadă cu Ansamblul Țara Vrancei, după aceea am plecat la Suceava, la Universitatea Ștefan cel Mare, am terminat Facultatea de Istorie și Geografie. De ce ați ales această facultate? Datorită oamenilor, pentru că geografia este, cred eu, singura materie care se ocupă nu numai cu oamenii, cu totul ce ne înconjoară. Și de ce tocmai la Suceava? Am ales un centru universitar, să spun așa, un pic mai mic, pentru că nu-mi place aglomerația, nu-mi place zgomotul orașului, nu mă regăsesc în orașele mari. Din moment ce ați studiat în acest domeniu, v-ați gândit să și profesați? Sigur, îmi doresc să lucrez în învățământ, de aceea m-am și întors în localitatea natală, în Mărășești. Acest meșteșug, cam cât vă ocupă din timp? Când sunt invitat la târguri de către Centrul Cultural, mare parte, aproape toată ziua. Dar încerc să îmbin utilul cu plăcutul. Mai am și alte pasiuni pe lângă lucrat. Cam cât de greu este să lucrezi cu lemnul? Închipuiți-vă că este o muncă fizică, brută, pentru că lucrăm cu lemn. Iar lemnul, într-un fel sau altul, necesită o forță mai mare față de alte materii prime, să spun așa. Spre exemplu, de la bucata de lemn pe care o aveți acum în mână până la lingură, cât durează? Durează câteva ore. Aceasta va fi un picior pentru un scaun tradițional din mobilierul țărănesc, 3 picioare. Dar pentru o lingură durează în jur de jumătate de oră, să spun așa. Ce fel de lemn folosiți pentru lingură? În general folosim lemn de esență moale, tei, plop, salcie sau palte. Și care lemn este mai greu de mânuit? În general, esențele tari, cum ar fi frasinu, cum ar fi fagul sau carpe. Da, acestea sunt mai tari. Am văzut că lucrați linguri, lucrați scaune, ce altceva ați mai lucrat? Lucrăm coveți, fuse, linguri mari, linguri mici, făcălețe, sucitoare, totul ce trebuie în bucătărie. Se mai păstrează acest meșteșug? Din păcate, eu vin dintr-o comunitate de rudari foarte mare în Mărășești, dar din această comunitate mai lucrează doar 3 familii. Din ce motiv? Motivul, cred că nu au mai vrut să învețe tinerii, au plecat foarte mulți în străinătate, ca de altfel și eu, și nu o spun cu mândrie. Și pe de altă parte, nu se câștigă chiar așa uimitor din meseria asta. Credeți că este greu să înveți tânăra generație să lucreze din nou cu lemnul? Un tânăr care nu face parte dintr-o familie de meșteri rudari, cu siguranță o să fie greu, pentru că nu, într-un fel, nu cred că are în sânge meseria, dar toate sunt cu putință dacă dorești. Cam care e mesajul pentru generația viitoare în ceea ce privește meșteșugul? Meșteșugul trebuie păstrat. Sunt persoane care încearcă să înlăture tradițiile noastre. Eu zic că nu trebuie pierdute. Sunt niște obiceiuri frumoase, tradiții și lucruri care ne trebuie de zi cu zi. Adică o lingură ne trebuie la fiecare în bucătărie și ar fi păcat să nu se mai facă.